Vă salut, oameni dragi, și bun găsit la o nouă producție, Marca cu Iosif pe Coclauri. Astăzi drumurile m-au adus în frumoasa vale a Pârgăului din județul Bistrița, Năsăud, și urmează să ajungem acasă la Badia Nicolae Bașa, un vestit cojocar de pe Valea Pârgăului, care în urmă cu un an de zile, mai exact în anul 2022, a fost declarat de Ministerul Culturii și Tezaur Uman Viu. I-am pregătit soției dumnealui un buchet tare frumos oferit de florăria Magnolia și le mulțumesc tare mult. Soția dumnealui de asemenea este meșter popular, specializată, să spun așa, în arta cusutului cu mărgele. Așadar, dragii mei, haideți ca astăzi să intrăm în arta cojocăritului alături de Badia Nicolae Bașa din satul Turiac, județul Bistrița, Năsăud. Doamne ajută! Doamne ajută! Bine doamne. V-am găsit! Bine ați venit! Bine am nimerit! Da, da! Oare putem parca aici motorul? Păi aici în fața a fost. În regulă! Să trăiți! Și dumneavoastră, sunteți în toți voioși? Da, tate bune! Văd că v-ați îmbrăcat așa mândru, în costum după Valea Bârgăului. Așa-i? No, haideți că intrăm în lontru și apoi astăzi tot povestim. După cum vă spuneam, i-am luat soției dumnealui și un buchet de flori. Știu că e acasă și femeia. Femeia aici. E aici, i-am adus un buchet de flori la femeie. Aici, să intrăm aici. Așa, dacă n-a fi deranj mai... Doamne ajută! Doamne ajută! Hai de mine, aici să lucră. Haideți, vă rog, de bine, asta parte, că nu mă pot și întorce. Bine v-am găsit. Poftiți, bine ați venit. Eu sunt după Coclaur, vă pup. Doamne ajută. Povesteam cu doamna Emilia, doamna e la Centru Cultural. Mi-a zis că dumneavoastră lucrați și cu mărgele. Haideți aici, doamne. Pentru dumneavoastră vă aduc un buchet tare frumos de flori. Mulțumim foarte frumos. Cu mult drag. Numai cu mult dumneavoastră ați venit. Cu femeia. Cu soția. Da. Aici. Bine, v-ați apucat de lucru la mărgele, așa-i? Noi aici lucrăm. Aha, uh-huh. Vai de mine. Ca asta e. Într-una, așa-i? După ce terminați cu mine, uh-huh. Poveniți și povestim. Da, atunci merem prima dată cu Badia Nicolae. Da. Și pe urmă ne întoarcem și povestim un picuț și aici. Da, bine, haideți. Da, haideți Badia Nicolae după dumneavoastră. În chiliuța avea mică. În chiliuța, așa-i spuneți? Da, așa. Un fel de chilie, nu? Așa a numit-o părintele Pintea. Părintele Pintea de la Bistrița, da. Da, da, da. Aici da. Unde lucrați, cojoșe. Da, aici, da. Da. Ai, deja aici. E pregătită pielea aici de lucru. Da, păi, de aici începem. Începem de aici, da, da. Ducem încolo. Da. Aici văd că aveți piele, nu? Da. Mă numesc Bacea Nicolae. Sunt născut în Mureșanii Bârgăului, la 30 de ani m-am mutat aici în Turiac. Uh-huh. Cum eram pe un deal sus și am stat și mai aproape de Greț. Mai la drumul principal. Da. Da. Și meseria am învățat-o de la vârsta de 14 ani, când am avut 13 ani. Prima oară când am fiind 13 ani, m-am dat tata la un meseriaș în Mureșanii Bârgăului. Uh-huh. Da, și am stat acolo de zile, dar nu m-am opus la... meserie, la agricultură, la trebuie să o și apă, când a fost trebuit cu lucrurile de primăvară, apă au pus pe ea mui. Da. Curios cum să faci și ce faci. Mm-hmm. Da. Au pus autometele, au pus pe un bar, așa, și am coborât la râul, în părăul, acolo, cum zice la noi, la apă, așa. La apă, da. Și s-au bucat de respect, am văzut că te mine duce acasă și fă cu tare, cu tare și când îți gata te fluire să vii. Da. Da, m-am dus acasă, m-am zburat, am mers după ele, dar am văzut că au luat șerșeala și aia și tragi pe vaci, curăță vacile. Mm-hmm. Știți, ați văzut de așa? Da, șerșeală, sigur, da. Care se curăța vaca. Și apoi eu pus cealea în apă și o dat cu șerșeala, că tot l-am bândit mărgând ce face. Da, am adus acasă, o pus, este o ramă în care se pun pe de curățit, o dat așa și am curios, că adică mă arată și mie să fac. Da. Nu o curățit, fain că se curăță de grăsime, că e cu grăsime și alea rugă. Da. Curățit de grăsime și m-a trimis să aduc apă, să mă pus într-o mătoi apă și acolo pus sare, piatră acră, alunul de amoi, să numește. Să se moaie, sigur, pielea. Nu, pentru ca să prelucre pielea.
Și le-au așezat, am văzut că le așează acolo, tot așa, puse pătrici, așa, le puse deasupra, pe tăchidionă, și-au pus la tărâțe de grâu pe ele. Dar după jucătam o ceva și m-a arătat cum se le învârt. Și am venit, vreau luată mai de aici, băgată acolo și așa, până când e tărată, tărată. Și eu, când lucrând acolo, Mărtin, tot am gustat soluția ce și-o pregătit-o. Da. Și am înregistrat gustul, e așa, e, și acum am văzut că numai la lucrări mă pune. Și când a fost în primăvara, când trecut de, la un an de zile, n-am ars mai seama, am uitat acasă. Da. Când se întâlnea cu tata, întreba tata că ce fac. O să fie greu la cap și așa. Deci un an de zile ați fost ușenic acolo? Acolo ușenic. Da, și am venit acasă și tata m-a certat, că zice, nu vă asculte, nu faci cu tare, cu tare, tata vii acasă. Dar pe ce și tu să faci? Lasă că și vedea și mă. Am venit acasă și am avut anul nu știu ce și l-am pus de amul și l-am spălat și l-am pregătit la lucrat. Și după ce am obținut cerea lucrată, că apoi eu l-am văzut pe el cum le trebuia de lucrat. Da, da, da. Dar l-am pândit. Propriu zis, am furat. Ați furat meseria asta, am vrut să zic și eu, da, da, da. Și după ce le-am o prelucrate, am ieșit pus, am prăit și am făcut, când am prins 14 ani, am făcut triptare de putat, am avut, și cu sățul de ajută putat. Deci la 13 ani ați făcut triptare? La 14 ani. La 14 ani. În vara lui 14, când am, așa a fost în 57. Da, da, da. Și, da, și la anul, apă, merg, aici am cere, aici ați pregătit. Ce tare croite pentru pregătit. Și când am avut vârsta în 58, am făcut aici primul treptare. M-am dus la un meșter în sat, mai bătrân, și l-am rugat să mă arăte cum să cros florile. Da, da, da. Să fac, fac și eu încep tare este. Omul mi-a arătat imediat. Eu tăiat o luat o piele, bucat de piele, de asta de acum cum cu scăsuțe aia, vedeți cum stă. Și o scris câteva, o tăiat o bucată așa, mi-a scris câteva drepă și mi-a arat cum se cos. Da, da, da. Și mi-a crăit toate garniturile astea, au pictat florile când ți se pictează. Deci prima dată se pictează. Da, se pictează. Și aici trifoul ăsta, din mijloc, l-a făcut el, l-a făcut și unul de ăsta. Da, da. Și-a zis că te mergea acasă și coasă pe petic până când seamănă cum eu de acolo. Uh-huh. Da. Și așa am făcut, m-am dus și am cusut, am croit pieptarașul, am pus astea grăntătate și apoi mi-au trebuit florile astea. Și m-am dus iar și mi le-au scris și le-am cusut și am terminat pieptariul. Da, și de acolo încolo m-am descurcat. Da, da, da. Da, și ăsta, pieptarul pe care l-aveți acum în mână, ăsta e primul pieptar pe care l-ați făcut? Ăsta e primul pieptar, l-am făcut la o sora de-a mea, de 6 ani. Da, extraordinar. Și apoi l-au folosit fetele și l-am recuperat înapoi. Da, da, da. Și când au 17 ani, am făcut ăsta primul pieptar vopsit. Pieptar vopsit. Da. Nu m-am picuț, că atunci mă învârș și eu din coașe. Așa să vadă oamenii care ne urmăresc, Doamne, frumos îi. Aici l-am făcut prima dată pe pieptar vopsit. Pe aceea, în, tot aceea l-am făcut în 63. Da. 63 da. Și de acolo. Pieptarele despărțite. Da, și astea pieptare sunt toate vechi, care le-am făcut în tinereță și, da, o le-au murit și din meu. Cu le-am făcut, le-am recuperat înapoi. Da, da, da. Și astea sunt pieptare înfundate, ca să înțeleagă oamenii care se uită la noi. Pieptare înfundate. Da. Modelele de pe unde le-ați luat? Păi din pe zona asta, da. Deci de pe zona asta, pe Valea Bârgăului. Valea Bârgăului, da. Da, da, da. De exemplu, m-am descurcat în perumător. Vine că trebuie la un începtar. Da. Du-te, adă-mă un începtar și mă arăt, după care să-l fac. Da. Așa, așa. Deci fiecare vinea și cu modelul și alegea și modelul. Da, da, da. Alegea modelul și așa am făcut. Și da, da, da. N-am stat ucenic să stau 3 ani de zile și... Deci un an de zile, dar pe fugă, că ați numai cât ați furat-o, cum se spune meseria. Da. Și aici pe tar, aici are peste 100 de ani modelul ăsta. Doamne frumos, ei. Cum să zic, o bătrână, am avut 30 de ani, l-am recuperat la bătrână, au fost distrus, nou, mărgine, atât, abia se ținea și aici florile au fost defectate. Le-am recondiționat, spatele a fost intact. Da, da, da. Da.
Oare știți cumva cum se numește modelul ăsta de pe spate? Rujă. Rujă? Rujă. Și întregul, nu? Cumva e cununa. Păi cununa, dar în florile aparțin rujă. Da, 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 am înțeles. Da, cununa și în față. Da, super, da, super. Aici ai cusut de femeie, iar pe jumătate de crușiță, nu? Da. Sau pe crușiță. Și eu l-am îmbrăcat, așa am făcut. Da, da, da. E aici, ce tare asta și v-am spus, aici, l-am făcut, până anul trecut, nu mi-a dat nimeni comandă să fac cum ești. Și a venit o doamnă din Sibiu, din Alba Iulia, și ia uitați, l-am făcut. Doamne frumoase. Vai și mână scumpă aveți. Și spatele aici. Este spatele. Da. Doamne și mână scumpă aveți, bă Nicolae. Și de exemplu aici este tare cu tricot. Ia se croiește pe tare, se croiește garniturile, se pictează. Pictura, uitați cum arată, e așa unul. Stat pe Brașov, adică la modelul ăsta. Da, da. Așa spatele, modelul ăsta a început să fac aici. Vedeți? Da, da, da. Primatele ați desenat. Se desenează primată. Aici e spatele și aici e fața. Și așa e fața. Fața, ia uite. Da. Extraordinar. Da. Și de exemplu de tare se croiește și garnituri și se croiește și se aplică. Până aici s-a terminat. Și asta e terminat. Da, da, da. Și asta e piele de oaie sau de ce folosiți? De miel. Lucrurile astea de albe, de broderie, ce mi-e piele de miel. Da, da, da. Miel e mai fină. E mai fină. Piele de oaie nu e fină, este fină. Din cauza că nu tunde pe oaie, tot îi pișcă pielea. Da, 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 am înțeles. Și o pișcă acolo, se vine că se face... Și strâmba, da, 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 cu nod. Nu e cu nod acolo și nu este. Aici am lucrare la o bondiță. Aici deja ați început lucru. Da, aici am, de exemplu, ea se face asta pe aici. Da, da, da. Și văd că e și cusătura de mărgeală aici. Și cusătura de mărgeală o face soția dumneavoastră, face femeia. Care, dacă vine cineva, dar fac și pe mine, face, mai sunt care scoase. Care scoase ele. Care nu scoase, vin la nevastă. Da, 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 am înțeles. Astea blâie cusut de nevastă. Brâu cusut de femeia dumneavoastră. Ea e cusut și eu am montat, l-am îmbrăcat. Aici ai cusut de o soră de-a mea din 66. Da, da, da. Și am învățat să fac și așa ceva. Ia. Curale de astea. Curale, da, 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 în pistrite. Aici, aici m-am învățat acasă și aici am făcut lucru de folos. Da, 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 da. Și am urmează, când, nu știu când, mai apucat să fac și curale. Durează, așa-i? Păi am ia să mă furiam, am o 7 certare în lucru. Da. Fai, ai, ai. Da. Și am un fișor, așa și la fișor, care mă ajută, e la îmbărat. De exemplu, am 8 copii. Toți am învățat meseria. 8 copii aveți? Da, toți am învățat meseria. E mic care, dacă are putut să tai cu foarfă, care am putut să tai cu foarfă, să coasă de mici și așa. Da, 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 da. Și, din păcate, numai așa, așa și la fișor, așa mă ajută. Vă ajută, da, da, da. De exemplu, croiesc ceptarul, și fac proba, croiesc pierile astea și pitesc și trimit la el și le coasă. Da, da, da. Împreună. Am înțeles. Haideți că vă lăs să stați, uite aici, cum se spune, pe scaunul unde așa, vă face stată munguța, cum se spune. Și nu întâmplător vă așez acolo, pentru că tocmai aici, în dreapta mea, trebuie să le arătăm oamenilor care ne urmăresc. Asta le povesteam când am început materialul. Aveți una dintre cele mai importante diplome. Diploma pe care ați primit-o anul trecut din partea Ministerului Culturii de tezaur uman viu. Da. Pentru arta cojocăritului. Pentru că am, de exemplu, în 1999, am reprezentat România în Bulgaria, am trimis în Bulgaria. Acolo și în 2003 am reprezentat România în Germania cu biseria. Da, da, da. Și apoi datorită lucrurile astea. A activităților, am, da. Și am 4 cinici făcuți. 2 aici în Turiac și 2 în Mureșani.
Da, da, lăsat, da. Lăsat, dar eu nu i-am pus la lucru să... Nu mi-a făcut nimic, cum să zic, lucrare, să mă ajute, să-mi plătească și am. Da, da, da. O venit, a ratat, coasă și... Da. Uh-huh. Și ați învățat. Și am învățat și am lăsat să se ducă mai departe în meseria. Da. Iată că diploma pe care Ministerul Culturii v-a acordat-o, oarecum e un merit care vă încununează toți anii de muncă. Și ați simțit, Vă Nicolae, atunci când v-a telefonat și mi s-a zis că aveți titulatura de tezaur uman viu al țării. Nu, cred că ați fost bucuros, așa-i? Bucuros, da. Că vorba aia, munca nu a fost în zadar. Da, da, așa. Da, am 62 de ani. 66 de ani, înseamnă. 66 de ani. O grămadă. Am deja a trecut pe 80 de ani. A trecut deja pe 80 de ani. Da. Mulți înainte și cu sănătate. Da. Și mai sunt, Ba Nicolae, că tatie pieptarele de Bârgău. O cițuță să caute. A început? Mai vin din țară, că mai să vin și din pe Valea Somei și vin la desembla asta la... La o fată pe... Din Leșu, locul. Din Leșu, da, da, da. Că nu ai cine să facă, da. Uh-huh. Dumneavoastră sunteți cam singurul după Valea Bârgăului, cu jucare. Păi, singur mai bătrân. Mai bătrân, da, da, da. Da. M-a spus că am încă... patru ucenici lăsați. Da, da, da. Deci mai aveți în spate patru ucenici. Tățâți și aici pe Valea Bârgăului? Da. Doi este aici întreag și doi bărășa. Când am apărut eu cojocare, Bureșeni era 5 cojocari și aici în direct 3. Da, da, da. 3. Și au plecat toți și la un moment dat a rămas singur. Așa, am văzut ăștia că lucrurile au încercat să vie, la rând, nu. Dar sunt vârstă, doi sunt mai tineri și doi sunt mai vârstă. Da, da, da. Pe unul l-am avut, când a scăpat de armată, l-am avut ucenic un an de zile aici. Atunci se puneam acolo și băliură. Da, și am abandonat, am mai stat la lucru și s-a făcut ferar. Da, da. Și am obosit, ca rozgadă, și am venit chiar la mine. Și am vrea să fac. Da, da, da. Oare ce mă îndeamnă în ziua de astăzi pe oameni să vină să mai dai comandă de pieptare, să mai cumpere? Păi îndeamnă că au apărut din nou iarăși costumele țărănești și trebuie să fie complet. Da, da, face da. Cămașă, dizaină și pieptar. Corect, da, corect. Da. Parcă fără pieptar și asta, de multe ori o povesteam și eu până în emisiune, Ba Nicolae, că atunci când nu-mi iau pieptarul pe mine în emisiune sau unde mă mai duc pe la evenimente culturale, parcă mă sunt neîmbrăcat de tot fără pieptar. Da. Am uitat să-mi dau aceea jos. No, nu, nu vă faceți griji, nu vă faceți griji, Ba Nicolae. Doamne, parcă nu... Spate ca să nu frică, da, parcă nu-mi vine să cred că aveți 80 de ani. Nu, nu. Deci nici nu-mi vine să cred. Nici eu nu cred că am ajuns aici. O trecut, uite, așa ai 80 de ani. Ca ziua ieri. Ca ziua de ieri. Ca ziua ieri. Da, da. Am avut în viață, am fost și bolnav, la 35 de ani m-am mulnărit, am avut ficat, am avut rinit, am avut stomac, da. Și cu ajutorul Dumnezeu am scăpat. Nu are zora cu doctorul, numai cu... Cu rugăciunea și cu... Numai cu rugăciunea, da. Până la 30 ani n-am mers la biserică, n-am știut că trebuie să postez. Da. Că trebuie să lucrez. Și până la urmă, copilul necetat, un copil adevărat. Am fost certat și doi ani de zile am zăcut așa. Și până nu am apelat la biserică, n-am măturat nimic. Da, da. N-am rezolat nimic. Da. Și la biserică, mă duc din 81 la biserică, 42 ani. Da, în continuu. Și acolo, și cântăreți acolo, am diplomă de cântăreți, acolo pe părinte. Deci sunteți și cântăreți la biserică. Da, 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 aici. Și acolo e sub 50 de ani de căsătorie. Da, da, da. Și aveți cu Lelea Elena 50 de ani de căsătorie trecut. 50 de ani de legitim. Trei au fost nelegitim. Am avut o nevastă. Da, da, da. Acolo, în tablou. Aveți poză. Doamne, văd tabloul ăla acolo. Nu mă țire să apropie un pic și camera de luat vedere, să vadă și oamenii care se uită la noi, că ați fost un fișor, cred că cum rar a fost așa pe Valea Bârgăului. Un fișor mândru, Ba Nicolae, în tinereță. Aici în dosar. Vreau să răsfăim dosarul. Să răsfăim dosarul. Haideți să ne așezăm aici pe partea asta. Numărul 2, numai să știți aici. Deci ăsta e dosarul numărul 2.
Aici am chinez spatele și fața. Și fața, da. Așa e și altul, tot bărbătesc. Mm-hmm. Așa și spatele. Aici modelul este aici pe Valea Bârgăului? Da, da, da. Da. Nu, da. Nu trage către Valea Ilvelor? Un pic, nu? Da, de exemplu, la asta e florile din spate de la aici. Ai de pe acela, da, 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 am înțeles. Da, da, și asta este ce l-am făcut la doamna așa pe... Vai, superb. Aici stai, beciul. Foarte aici fain. Aici stai, în mm-hmm. Da. Foarte fain. Aici alta, aici e un cetar, cum să zic, făcut la comanda. Da. Tot modelul ăsta de aici. Da. Asta din față, mm-hmm. Asta e pus așa deoparte, pe partea asta așa. Da, da, da. Am avut în 95 și eram la o expediție în Sibiu și aici e spatele. Da, da, da. Și avem o începtare, se încheie aici și-o vint o americană și s-o îmbrăca cu el și era bun, dar era în crezut că se încheie aici. Uh-huh. S-a portat prin traslator și i-am aprobat că îi fac de știți. Da, da, da. Și-a pomit acasă și am studiat cum se iasă și am făcut și... Și apoi am făcut la toate neamurile. Da, Badi Nicolae, la viața dumnitale, câte pieptare ai făcut? Nu le-am numărat, nu le-am, poate că peste mie am făcut. Peste mie? Da. Da. Am făcut. Deci multe pieptare păi, trecut în mâna dumnitale. În 66 de ani, vă dați seama. Da, da. Și fiecare an aveam un lucru câte 800-500 de cei și toatele croici, pe cetare de purtat am făcut destul. Mm-hmm. Da. Și curățirea pieilor le face, o faceți dumneavoastră? Da, da. De exemplu, doamna Emilia a venit și a filmat azi vară mm-hmm. la piei. Poate da, să vă arate filmarea. Da, da, da. Da. A venit și mi-a făcut pentru dosar. Mm-hmm. Pentru dosar și păi, vor rămas cu lucratul pieilor. Și a spus că când lucru pie, mă sun. Da, da, da. Și am sunat-o și a venit. Am înțeles. Filmat, da. Până câte etape trece pielea până ajunge să și e bună de făcut modelul pe ea? Păi cum să vă zic, prima dată se pune de amoi și cu derul cu de să spală luna, mm-hmm. După aceea se pune să curăte grăsimea de pe ea, care e grăsime, deci rămâne acolo. Corect. Grăsimea, păi se prepară soluția, se pune acolo la lucrat și acolo acolo era de trei învârtită și scoasă și a fost manevrată cam 6 zile. Și pe aceea pusă la uscat și după ce uscată din nou umezită cu apă și de la ratată și băgată din nou. Uh-huh. Și mai adausă, da, cum să zic, soluție semnoie. Așa trebuie la materialul de lucrat. Da, da, da. Da. Mai adausă, mai întărit și da. Că nu se poate să îi pui dintr-o dată, trei pe rând. Da, 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 da. Și după ce e făcută, e lucrată, îi durează cam 2 săptămâni să stă prin soluție. Da, păi da. Mai durează până se uscă, nu se mai calcule. Uh-huh. Și după ce ultima dată se pune la spalat. Ca să iasă din piele, toate soluțiile se iasă. De exemplu, o gust în gură. De să gust n-are în gură. N-are nimica ca și cum ai prinde o pânză de pânză albă. O pânză albă, da, da, da. Extraordinar. Tot timpul trebuie, tot timpul soluția se zăgută. Când se slăbește, se mai adaugă și se... Da. Mm-hmm. N-am învățat cu cântăreață, cu cântăreaște, nu. Eu n-am. Așa am vorat radio acolo la mește și așa m-am dus. Da, da, da. Și m-am dus până aici. Uh-huh. Da.
Și dacă ar jiba, Nicolae, eu astăzi să dau o comandă șeptar la dumneatale, cam după câtă vreme aș veni după șeptarul făcut? Păi, cum să zic, dacă da, așa, depinde. Durează depinde, jumătate de an. Depinde cât am înaintea dumneatale. Deci prima dată, da, corect. Da. Bun, atunci punem problema altfel. Dacă astăzi v-ați apucat de un șeptar pe care eu l-aș comanda de la dumneatale, în câtă vreme ar și gata? Păi cam o lună și ceva. O lună și ceva. Dar depinde, da. Da. Modelul depinde, da. Corect, cât e complicat la model. Tot numai cu acu și cu digital. Cum ne putem da seama, vadie Nicolae, care e acceptare de femei și care e de bărbați? Deci, din cauza că a femeilor ești mai până în talie. Deci la femei până în talie. Da, ia, de bineînțelege că e mai lung, ia. Ia fața la ăsta. Da. Și fața la ăsta, are numai un buzunar și o floare. Da. Este de femei și celălalt, da. Am înțeles, ăsta la altii mai lung, de bărbat. N-am să vă arăt ce era, de albe. Alea, în dosarul celălalt aveți albe, așa ai? Modele de pieptare albe. Dar este albe, cam în ce vreme au apărut, Padre Nicolae? Apoi mai... Cum să zic, prima dată au apărut albe. Prima dată au fost albe? Da, astea albe și, de exemplu, astea ne. De exemplu, astea ne. Asta e pieptar românesc. Pentru că albul, inima românului curată, iar negru își năcază că te-a trecut peste el. Negru. Și astea coloratele, astea sunt împrumutate de la sașul ungurii și așa, împrumutate, moldoveni, da. De exemplu, că vreau asta tarașezi moldovenești. Da, sigur, cu tentă moldovenească. Asta e motivă, asta e românească. Astea sunt motive românești. Da, românești. Da. Și tot așa și cu jupta. Am înțeles. Da, asta-i fața bărbatului, și astea spatele, și asta iarăi fața de ceptar femeiesc, da, și spatele. Aici e alt model, tot ceptarii bărbătiesc, adică și modelul, aici modelul ăsta e altul, da. Și ăsta e altul. Aici e de Valea Bârgăului, aici i-a dus, l-a dus de la Cluj. Am 4 perechi de tineri am făcut la Cluj pieptare. La doilea am făcut 2 perechi, am făcut albe și 2 perechi obsite. Da, ia vreți să vezi mai despre de rotele. Da, aici sunteți dumneavoastră când ați fost tânăr, așa? Da, avem 20 de ani. Da. Am făcut acolo cu pieptare. Da. Tânăr ați fost. Am făcut aici un pieptare unicat. L-am vândut și nu... Deci nu-l mai aveți pieptarul ăsta? Nu mai. Trebuie răbdare. Deci trebuie răbdare. Răbdare, răbdărică, răbdărui. Câte împunsături faceți pe zi cu acu în piele? Da, nu. Nu le numărați, așa-i? Da, mă gândesc că... Nu atâta le mai număr că după 3 împunsături trebuie schimbat asta, dacă așa. Da. Că dacă nu se gâtuie și se rumpe. Așa e de număr. Dar șasuri, câte șasuri stați pe zi în atelier? Am deocamdată nu pot sta, mai mult de 4 șasuri nu pot sta. Deci mai mult de 4 șasuri nu puteți. O să stau că acum 2 decembrie, au trecut 2 ani, 2 decembrie, azi toamnă, de când am căzut și mi-am lovit șelile, coastele. Da. Și a rămas cu... Nu s-a rupt nimica, decât mi s-a gâtuit nervul aici, spata stângă. Și când stau la cusut, mințenaș, mă doare, mă pui pe pat, mă îngăde, mă pot să anulte de un șas și iară trebuie să stau pe pat. Da. Deci aveți baie și cu sănătatea. Păi auzi, avem dară. Cât am fost tineri, cât suntem tineri, ne luptăm cu poftile, cu simțurile de bucurie,
Și am înjunctă cu durerile. Da. Pofta ne-a scos din rai și trebuie să ne curățim de simțirile și continuăm într-o înapoi în rai. Curățim de pofte. Corect, corect. Da. Și așa că suferința care o suferim amula, simțirile de bucurie, ies cu durere la bătrânețe. Plăcerile s-au schimbat în dureri. Da. Și așa că ies prin cap, prin uși, prin picioare, prin nimeresc. Da, corect. Să cunosc 80 de ani în spate, bă, Nicolae? Păi să cunosc, dar... În șei simțiți mai tare? Păi nu mai este viteză. Nu mai este viteză. Asta e prima dată. Mai bate vântul. Uh-huh. Știți cum bate vântul. Și mai clate. Da, și într-o parte și în alta. Da, și da, bate vântul. Corect. Deja, ăsta e primul bai. Tata a trăit 80 de ani, 83 de ani și înainte de a muri cu 3 ani, tatăl vedeam că se mai clate în așa și am, cum să zic, am zis, gândit că e băut. Da, așa că ia cu mine vremea să bată și la mine vântul. Da, da. Da. Dacă ar și să mă înturnați roata asta vieții, să mă porniți odată pe viața asta, v-ați mai apucat de cojoașe? Adică încă o dată. Cred de asta n-aș mai apucat. Cred de asta. Da. Când am venit la meserie, a fost... Când m-am dus la meserie, a fost în săptămâna Paștelui luni. Uh-huh. Și când am... Că la anul a fost Paștele cu tine mai târziu. Și în luni, luni, cu trei săptămâni înainte de Paște, am venit acasă. Nu mai vreau să. Am venit acasă că meșterul îmbrăca brâie de astea. Îmbrăca brâie, am văzut să face, dar nu se face cum așa atunci, cu mătasă nu mă se face. Da, da. Și nu, nu le îmbrăca așa cum le îmbrăc eu omul cu piele pe dos. Cu pânză pune pe dos și tijitură și gata. Da. Și am venit acasă și mi-a picat un brâu. Și, la un ceas, nu se îmbrăcă un brâu. Mi-a trebuit să-mi fac tijitura așa de... Da. Dunga, da. De pierdă așa de tijit. Și am pus o ceaie de miel la moi și după ce am spălat-o, am băgat-o în mar, s-a dus lâna de pietre, fain. Și am lucrat-o, am pus și scorț de brat, că la meșterul încă așa și așa treabă o facem. Ele popsite trebuie lucrate în zama de scorță, de molit, de braț, nu de braț, de molit. De braț și molit de molit. Da. Și am lucrat-o albă, după aceea am băgat-o în șir scorță și am băgat-o, s-a făcut-o un vișiniu fain. Și până la Paști am îmbrăcat brâul și am câștigat 50 de lei. N-ai și să dai seama că de lotul a fost făcut 50 de lei. Da. Da. Asta mi se ia că i-a primit bani. Și părinții mei, după ce am venit acasă, n-am mai avut altă treabă decât cu meseria. Nu m-am pus la, n-am mai mers la căpălui, la fân, eu tot acolo am lucrat. Deci v-a dat pașe ca să lucrați. Mi-a dat pașe să lucru, da. Mm-hmm. Mai mănăcăjăm, mai greșăm, mai... Da. Da, da, da. Și am ajuns aici. Până câte țări ați umblat? Până câte locuri ați umblat în lumea asta, în țara asta? Numai în Bulgaria, am fost și în Germania. Deci numai în Bulgaria și în Germania. În Bulgaria asta 4 zile și în Germania 10 zile. Da, da, da. Și apoi în țara asta am avut expoziție la București, am avut Focșani, am avut Suceava, am avut Sibiu, Deva, Cluj, da. Da. Da, peste tot, peste tot. Uh-huh. Am fost ocazie că am avut și 20 de expoziții pe an. Da. Da, 20 da, da. De ani am... Foarte mult. Am circulat în țară. Da, da, da. Mă gândesc că sunt oameni care mai vin și acasă la dumneata alea aici. Vin. Așa e și comenzile, cred că aici le fac. Păi aici le fac, nu. Da, da, da. Asta nu reușesc să fac o încercare să pe stoc. Să se... Da, da, da. Da. Nu rău. Uh-huh. Pentru că te comandă. Da. Oare ce să alege Badi Nicolae după ce nu-i mai și dumneatale de meseria asta? Păi mă, eu gândesc că ăștia ucenicii au și-o duc. Aveți speranță că o să o ducă mai departe? O să o ducă și-o am fișorul care e lângă Făgete, într-un sat, e Bitlici. Da, da, da. Da.
El de aici, când a terminat liceul, s-a înființat la Prund școala de meserie, profesional, de meserie acolo. Da, da, da. Și m-am dus la inspectorat. Și uite, ea care treabă, care... Au zis că cu jucării n-au un proiect. Mm-hmm. N-au. Și în Făget, direct la Casa de Cultură, la Pințară, la muzee și au luat adresa de la... Au făcut o expoziție de tineri creatori până la 30 de ani. Mm-hmm. Da. Și cum am fost cu el la București, am făcut la București, acolo eu făcut fișe de creator și l-au luat adesea de acolo. Da, da. Da. Și mi-a venit, scrisoare de invitație, dar era de Constantin, aici pe mai era o expoziție. Și băiatul era la liceu agricolă, Bistrița. Mm-hmm. Și a răspuns eu înapoi, zic, am teze, nu pot să viu. Așa a durat așa 4 ani, tot a venit și m-a venit atunci, când a gătat, o sosit invitația și am făcut ceamantar, valiza și duce și băiete, iată. Am spus acolo că nu văd așa că ce lucră, mi-a propus să meargă acolo să predea la școală. Da, da. Când a fost la 1 septembrie și-a făcut ceamantarul și-a plecat acolo și s-a preda la copii la școală 2 ani. Și apoi, vezi cum se desfințează postul ăsta. Și, din păcate, acolo în Făget a fost o firmă italiană de potrofele, pe genți, pe fel de pelării. Uh-huh. Da. Și de acolo l-a chemat director, adică șeful firmei, că directorul avea altul care conducea acolo. Și l-a chemat acolo. Și în 6 luni de zile a învățat toată tehnologia. Da, da, da. Și-a rămas el director acolo cu, uh-huh, cu mușitorii. Și are în ziua de azi, are 80 de femei și bărbați. Da, da, da. Care, și lucră până la 4, până la 4 vine acasă și continuă meseria. Da, da, da. Da. E lucru mare, Pate Nicolae, că ați dat meșteșugul ăsta mai departe. Și deja are cu meșii pe acolo. Uh-huh. Da. Are cu meșii. Da, da, da. Asta e foarte bine. Trebuie să meargă mai departe meseria, nu? Trebuie să meargă. Ce reprezintă meseria asta sau ce o reprezentat pentru dumneavoastră și reprezintă în continuare, desigur? Păi, o plăcere. O plăcere. O plăcere de frumos. Că tu și am un ziua de azi, ești curios, ești și de alt model. Când mi-a venit și orice model mi-a venit în față, l-am făcut. Da, da, da. L-am făcut. Cam ce perioadă din anii, așa, o perioadă mai încărcată? Eu cam am o încărcată tot timpul. Tot timpul încărcată. Tot timpul, mm-hmm, da. Am spus că am 7 pieptare în lucru. În lucru, da, 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 da. Și care scroite, da. Și mai am pe în caiet care se înogătează. Da, da, da. Și așa. Deci cum să zici, să dai Dumnezeu numai putere, de-amu. Putere. Mulțumesc. Da, mă bucur tare mult că v-am cunoscut, Bade Nicolae, și că am ajuns în sfârșit aici, în atelierul dumneavoastră. Că mult mă ajută fișorul, că dacă nu l-aș avea pe el, n-aș putea să... Da, 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 cred. Că eu, văd că am încă nu m-a durut la spate. Mă doar așa că începe a mă gândi drept sub spate. Începe a mă gândi acolo și mincinația mai rău, că ești în plin de cuțit. Mulțumesc să mă pui pe pat. Da, da. Sau da, când cos la mașină iară, nu... Da, nu-i place. Dacă circul tătă ziua așa, nu are nimic. Da, bătrâneța, din păcate. Bătrâneța, nu. Așa e, așa e. N-aș vrea să vă mai țin tare mult, că deja, uite, avem vreo 40 de minute filmate. Aș vrea să coborâm Bade Nicolae și jos la femeie. M-a întrebat doar. Să o televizăm o țărăși pe femeie, că am văzut acolo, lucră, cred că e cu o nepoată de-a dumneitale. Nepoată, da, da, da. Lucră cu mărgele acolo, și dumneai, cred că într-una lucră, așa e? Și ea lucră. De exemplu, cât am lucrat, cât a fost că are 13 ani, când nu... Am avut accident de o mașină. Uh-huh. Și mâna dreaptă e un tendon să se ține de aici la cot. Și o ține de masă și așa. Ca să, da, da, da. Dar nu poate nici să rădice, să mănânce cu ea, să bage în gură, nu poate. Uh-huh. Da. Și acolo ca să. Și cu sosie, cu
și foaicului la acceptare, m-am uitat, am lucrat împreună și m-am împreună, am mers la expoziții în țară și tot. Da. În 13 ani au trecut la Crăciun, de când au dat mașina pe se. Mama e de lume. Și am acolo coase cu mărgele, cu asta se poate face. Dar nici așa nu se lasă. Păi nu poate, că nu, că când, de exemplu, când e sărătoare, abia aștept să treacă. Da. Așa e când îți intră în mână, nu? Da, așa e. Lelea Elena, cam de câtă vreme lucrați dumneavoastră la mărgele, la cusut? Din copilărie. Din copilărie? Da, e foarte mică. Uh-huh. La ce vreme, în ce vreme a spus dumneavoastră mâna pe ac și v-ați apucat să lucrați, să puneți mărgelile pe pânza de casă? Prima dată am cusut cămeșe de mire la cumnatul. Uh-huh. Eu aveam vreo 16 ani. Deci la 16 ai? Da. Uh-huh. Am cusut prima dată cămeșe de mire la cumnatul. Da. Și ați învățat, mă gândesc, că de la părinții dumneavoastră. De la mama. Lucrau și dumnealor cu mărgelile? Lucra și mama, dar mai puțin cu mărgele, că ea se ocupa cu stativile, cu țesutul. Uh-huh. Da, și da, da. Și eu mi-a plăcut foarte mult mărgelile. Foarte mult. Uh-huh. Și cum e să stai așa să înșuri sămânța de mac, să zic așa, pe ac? E foarte plăcut. E plăcut? Da, și relaxant. Eu dacă nu știam să cus cu mărgele de la accident, că mai mult cus de la accident în coșe, de 13 ani, eu poate nici nu mai eram. Da. Vedeți, mâna asta nu-i bună. Doamne. Asta e numai pe masă, mă ajută. Uh-huh. Și nu mi-au fost rupte tendonile și de aceea mă ajută degetele. Da. Nu. În și rest, le puteți stăpâni. Nu poți să lucrezi altceva, numai așa pe masă. Am înțeles. Și așa lucruri de tăche, fac și zăgară. Și iarna asta am cusut aici o cămeșă la unul din băieți, acela și duce meseria lui tatăsu, mai departe, asta e. Pentru cămeșă. Pentru cămeșă e gulerul. Și Marie trage curaua și mică. Văd că lucrați atât de fin. Aici am făcut și cură cu mărgele, la cămeșa așa mare, dar trebuie să vie să șocoasă. Am înțeles. Uh-huh. Da, și văd aici că sunteți cu nepoata. Da. Ați învățat-o și pe dumneavoastră să lucre. Foarte frumos lucrează. Uh-huh. Acolo două mărgele i-am pus la curaua așa. Eu cură pentru un copil, nu chiar mic, dar nici mare, până în 8 ani. Da. Și i-am pus acolo două mărgele și i-am spus, du-te, Marie, pe șirile care ți le-am pus în col. Și s-a descurcat. Da. Și așa e, cu 100 de mine, la un alt nepoțel, când a fost de 6 săptămâni. Da. Foarte frumoasă. Mă uitam sus la Badea Nicolae și dumnealui are o mână scumpă, dar și dumneatale. Am ales cam veci, cam rupci. Cam vești, dar scumpe, cum se spune. Da. Văzusem acolo un tablou unde scrie că aveți peste 50 de ani de căsătorie. 50 trecut, da. Văzusem tablou de 50 de ani de căsătorie. Da. Mult. Dacă stăm așa să calculăm mult. Astăzi sau să socotim relațiile din ziua de astăzi, căsătoriile. Mult și... Nu duci niciodată unul de la altul. Da. Cum ați dat unul după altul, Vadi Nicolae? Cum ați făcut atâta înțelegere peste 50 de ani? Păi, el a fost foarte jingaș. Serios? Păi eu am lăsat după el. Uh-huh. Da, păi când m-a scos din săriche, am făcut și am vrut eu. Păi, am încercat când se nerva aia, tășea meu. Când mă nerva meu, tășea ea. Da. Vorba de parte. Și ați spus mai departe. Păi dacă aprinzi un foc, altul trebuie să pui apă. Dacă pune așa și la paie, să aprinde tot sat. Corect. E bun asta. Da, aici pe pat văd le Elena niște cămăși. Și aia este atât dumneatale. Serios? Da. Foarte frumoasă. Tot cu mărgele. Acela e un cert am eu. Au zis nepoata și de ce nu le iese la pământ, zic că-i pus. Da. În post, cu negru. Uh-huh. No, și asta e la fișorul cel mai mic, așa e la nepot. Da.
Uite, cum a zis și dumneavoastră, suntem în postul mare, mai de mult în vatra satului românesc, în postul mare, de obicei femeile cu asta se ocupau, cu sutul mărgelilor sau a modelilor pentru a-și face haine nouă pentru prima zi de Paști, da, nu? Da. Astăzi, pe aici, în Valea Bârgăului, pe Valea Bârgăului, să mai păstrează obiceiul ăsta de a merge în prima două zi de Paști în haină țărănească? Da. Merg. Să duc. Tineretul mai mult. No. Unii. Nu toți. Și eu m-aș mai duce dacă n-aș și șteopă. Dar mă îmbrăc cu lenșile astea și șteopă, pe cum să mă duc? E mai greu, da, no. da. Și aha. Cu botă și cum îți... Da. No, dar mai poartă lumea portul popular, da, pe Valea Bârgăului, da, nu? Da. Mai sunt care... Și acum am pus la biserică, mai sunt femei care se îmbracă și... Da. În haine cu negru și așa și mă la biserică. Uh-huh. Sunt haine și pentru post. Sunt haine, sigur că da, și pentru post, corect. Aha. Astea care îți mai înșisă la culoare, nu? Da. Apoi cu negru, mai ales la noi, cam cu negru. Cu negru, da. Cu marouri, cam așa. Da. Când eram eu tânăr, toată lumea merea la biserică, băgat rănește. Deci toată lumea merea îmbrăcat, da, în haine țărănească. La vara se face joc în sat și venim acasă, mâncam, coboram la joc. Uh-huh. Să țărănești îmbrăcați. Dar cu timpul s-o lăsat. Da, cum zicea o doamnă pe care am întâlnit-o undeva pe Valea Sălăuță, am luat hainile astea jidănești, nu? Da, dacă vine cineva prin sat îmbrăcat domnești, o reșinii țipțăroi sa. Uh-huh. Țipțăr, da, corect. Mă bucur tare mult că v-am cunoscut astăzi. Și noi ne bucurăm că și ați venit. Să știți că aveți niște mânuri tare scumpe, tare scumpe. Cum o dat Dumnezeu. Da. Numai de la și... Dumnezeu. De puterea și darul. Corect. Că multe prietenii de-a mele zic, mă, tu nu ai cearnă așa să mănânci, stai tu boțit aici și lucri la 72 de ani. Dar mai e și am o sură în Tiha, care în toată dimineața mă sună și lucri. Știi tu ce lucru, că nu mi-ai spui că sunt nervioasă și mă sfădește că tu stai boțită și... Nici dragi. Dacă mă nervez ceva, popii astea, mă descarc, astea nu mă spun la nimeni. Corect. Și le ocărăsc și zic ce vreau că tăiele, că nu mă spune la nimeni. Și... Mere mai departe. Da. Da. Corect. Și așa să și faceți. Vaide Nicolae, întind mâna către dumneatale și mare mulțumire de faptul că ne-ați înștiimbat câteva vorbe și repet, mă bucur că am ajuns astăzi la dumneatale în casă. Mai poftiți la mine. Și aș vrea acum pe final, Vaide Nicolae, să le transmiteți un mesaj oamenilor care vă urmăriți, iată, la Tradițional TV, pe internet, pe Radio Someș și deci pe Setăt. Deci a fost în direct? În direct. No, Marie, Anne mea. Ce mesaj aveți? Păi le-aș dori un trimite un mesaj peste care să apuce să facă ceva frumos și să placă la oameni. Da. Corect. Atât. Sau după suflet, să se roage, corect, cum zice femeia dumnitale. Să se roage, dar sigur că se roage, dacă da. te rogi și aveți. Corect. Mare mulțumire încă o dată, Leilena. Mult spor să aveți aici cu nepota. Și suflet. Cu tot dragul. Cu tot dragul. Și mai haideți fi la noi. Să dai Dumnezeu. Dacă când mai trec pe aici pe valea asta, mă intru aici măcar pentru bineață, cum se spune. Corect. Încă o dată, voie bună tuturor oamenilor care ne-au urmărit. Văd că Leilena ne-a așteptat azi și cu plășinte. Aici... La una ca asta nu m-am gândit. Vă servim. Îți de post? No, așa, aici da. A fost merindar, știți? Merindarul, da, care sunt văleu, sigur că da. Vă rugăm frumos. Mulțumesc tare mult!